Rămașcanii sunt invitați joi 17 octombrie de la orele 18 în sala de conferință a Hotelului Roma să participe la cea de-a treia conferință de dezbatere a celor 10 porunci biblice organizată de Academia Petru Tocănel în colaborare cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Da, noi ne bucurăm că ne aflăm la a treia conferință pentru că de data aceasta putem să vorbim despre cum noi sfințim numele Domnului și mai ales ziua Domnului. Este un lucru foarte deosebit ca noi să putem învăța și să înțelegem mai mult importanța participării la Sfânta Liturghie, la Biserică. Și de data aceasta vreau să spun că joi, la ora 18, în sala de conferință a Hotelului Roman, vor fi trei părinți conferențiari care ne vor vorbi despre această tematică a sfințirii zilei Domnului. Avem un părinte catolic și doi părinți ortodoxe. Evenimentul are o semnificație cu totul aparte, ținând cont de faptul că atât creștinii aparținând cultului romano-catolic, cât și cei din cultul ortodox se află în postul Paștelui. Noi suntem în a cincea săptămână din postul mare, iar așa cum se știe, frații noștri ortodoxi au intrat în post. În această săptămână de trăire duhovnicească deosebită, în care reflectă sau meditează la pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos. Temerea organizatorilor de a fi o temă exclusivistă dedicată doar credincioșilor practicanți s-a dovedit a fi greșită, fiind contrazisă de numărul copleșitor de mare al participanților la dezbaterea celor 10 porunci biblice. Știți că am avut o teamă, oarecare teamă, când am propus această tematică, cele 10 porunci, mă gândeam că o să fie un grup exclusivist, dar de data aceasta chiar mă bucur tare mult că nu este doar un grup așa care să vină, să spunem noi, format doar din cei care frecventează biserica, dar să știți că sunt din toate categoriile, cei care frecventează biserica, cei care mai puțin, dar cu toții sunt însetați de acest cuvânt al lui Dumnezeu și vor să înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, pentru că până la urmă toată acesta este și scopul nostru de a pune în lumină tocmai frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, să-l înțelegem mai bine. Tema celei de-a treia teme biblice pusă în dezbaterea conferinței de joi, 17 martie, este Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului. Vor conferenția profesor universitar Maximilian Pal, preot Dumitru Carp, preot Bogdan Curcudel, preot profesor Ioan Antistescu și preot Francisc Fărcășel.